Trag în jur de 100 de milioane de euro din fonduri europene și fonduri de stat. Sunt investiții mari toate, adică pe bani foarte mulți și care vor avea o eficiență extraordinară, atât din punct de vedere al securității cât și a siguranței pasagerului. Și în ultimul rând a serviciilor de calitate, odată cu reabilitarea și modernizarea terminalului pe care vrem să-l, nu că vrem, suntem nevoiți până la sfârșitul anului să-l și terminăm, sperăm să fie aeroportul să fie mai atractiv. Avem și un upgrade al balizajului și celelalte investiții care sunt pe linie de securitate, aparatură de control antiteror de ultimă generație, control acces și camere video mult mai eficiente. Odată cu crearea unui nou END și la nivel de oraș al Constanței, să nu uităm că și Bangalia are un END și acum se vrea un OMD la nivel de județ, din care să facem și noi parte, să putem să atragem cât mai multe zboruri, să putem să promovăm. Promovarea înseamnă extraordinar de mult și nu neapărat taxele și tarifele pe care noi le avem.